4 di Infelle. Bravo, bravo. Gatto. Bravo, vado per questo. Guarda, guarda, guarda. Ci sono. Ah? Dai, si prende già. Non è una corretta, Torisca. Non dà due specie. No, due. La classe ha due specie, per ricapitolare, no? Da. Faccio la due specie, ricapitolare. Passa a 10, acolo va duc. Da. Dacă zici ecuații exponențiale? Da. Așa, ecuații exponențiale. Fie o funcție f definită pe R cu valori în R. R cu valori în R, da. Și f de x egal cu e fracție. O linie. 4 la x minus 6 la x plus 9 la x supra 4 la x plus 6 la x plus 9 la x. Notăm i mare f de r. Adică i mare. Cred că imagine, de fapt. Da, im de f. Da. Așa, nu? Da, da, da. Im... Nu, zice i, da, f de r. De... Așa, că funcția era definită pe da. Valori din r. Da. Notăm cu i. Așa, da, da. F de r. Notăm cu i. Egal cu f de r. Și aici o să insistăm un pic să înțelegem bine ce înseamnă. Da, da. Atunci, i mare cine este? Egal cu semn de întrebare, că sunt variantele acelea, noi o să vedem la ce ajungem noi. Da. Oricum, trebuie să vedem care sunt variantele. Mai întâi să înțelegem ce înseamnă f de r. Lasă un pic. N-am mai întâlnit notația asta cu f de r. Acum, de aia trebuie să o lămurim. Dacă nu o lămurim, n-am făcut nimic. Deci, să zicem, stă funcția f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6, da? Da. F definită pe r cu valori din r, da? F definită pe r cu valori de valori în r. Asta e continuă. E funcție continuă, nu avem nicio problemă. Ce pot să spun este că aș putea trasa și graficul foarte repede. Da. Da? E funcția de gradul 2, da. Graficul e în parabolă. Așa. E cu vârful în jos, la bol din sus. Da. Iată cum arată ea. În 2 e 0, cred că da. Și în 3 e tot 0. Da. 2 și 3 sunt decimale. F de 0 este 6, 1. Am dat drumul la soda parcă drumul, nu? Da. Da, e bine. F de 0 egal cu 6. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa. Dacă F de 0 egal cu 6, F de 2 și jumătate, mijlocul, adică vârful parabolei, îți amintești, da. Vârful egal cu minus b supra 2a și minus delta supra 4a. De fapt, e vorba de ce am discutat așa seară, da. Formarea pătratului perfect, toată povestea da. Aceea. Și delta pe 4a ce rămâne. Și atunci 5 pe 2, aici este undeva 5 pe 2 la mijloc, da. 5 pe 2 și imaginea este minus 1 pe 4. Adică pe minus 1 împart în 4 și iau o pătrime. Ăsta e vârful da. Parabolei. Și așa arată graficul funcției. Da, decât dăm niște valori acolo, îi găsim toate perechile de puncte. Da. Așa arată graficul. Adică, întreaga axă reală are ca imagine numerele de la cât? De la minus 1 pe 4 la plus infinit. Da. Y care apare. Da. Deci, ca urmare, pot să spun că im de I, imaginea lui F im de f e minus delta pentru r, pe tot r-ul, este egal cu minus 1 pe 4 la plus infinit, da? Da. Sau, pe scurt, acolo a fost notat cu f de r, da? Da. Adică, mulțimea tuturor y-urilor care apar
Ca urmare a faptul că ei și știu sigur par cu toată axa reală. Da. Ori I de F, ori F de R. Dacă am să zic așa, acum, imaginea intervalului de la 0 până la 1. Cât este imaginea im? N-avem nicio... E cum? Când x și sunt de la 0 la 1, x și sunt de la 0 la 1, y-ii sunt, uite, y-ii sunt de aici până la 6. Da. Că valoarea în 0 e... Dau valori, capetele. Așa. Valoarea în 0 este cât? 6. 6 și în 1 este? 1... 1 minus 5 plus 6. 1 și 6, 7 minus 5, 2. Deci im de F, im de F pentru 0, 1, egal cu intervalul 2, 6. Da? 2, 6. Acum, im de F, imaginea funcției F, pentru intervalul 0, 3, 0, 3, egal cu? Tot la fel, dau valori. În 0 este 6. Da. Și în 3? Este 0. În 3 este 0. Deci cât este IMDF? 0 la 6. 0, 6. Da. Nu. Nu-i bine? Nu. Pentru este că... un punct intermediar care e minus 1 pe 4. A, da, asta e, că am văzut în culegere chestiile astea. Scapcaine, da. Deci ai un... Nu merge... Dacă ar fi descrescătoare tot timpul, da. Sau crescătoare tot timpul. Păi la asta mă gândeam, că noi... Deci am băgat... Am depășit vârful de minim. Și deci nu mai ai posibilitatea să dai în capete și să faci treaba asta. Da. Fiindcă și odată zon... de la 0 la... IM de F pentru 0,3 este minus 1 pe 4, 6. Maximul dintre cele două valori. Când în 0 este 6 și în 3 este 0. Și atunci maximul dintre cele două valori... Întotdeauna trebuie să văd punctul de extrem. Așa, dacă ai un punct de extrem acolo. Întotdeauna când văd... Sigur că da, dacă ai o rădăcină a derivate cu alt cuvânt în zona aceea. Da. Ca să vezi. Și pe urmă, între capete... Cea mai mare sau cea mai mică, depinde cum ai acolo nevoie. Da. Că dacă ai fost cu maxim, ai fost fără vârful, ai minimul dintre cele două. Da. Acum ai minimul strecurat și capetele le-ai sub supraveghere, nu? Dar cum întotdeauna îți calculezi prima derivată? Sigur că da, dacă sunt strecurate rădăcina de derivate în intervalul acela, vezi ce puncte sunt, minime, maxime, faci tabelul de variația valorilor respective și din tabel vezi foarte bine. Iată, dacă noi am făcut acum tabelul aici, aș fi zis așa, x de la minus infinit la plus infinit, f derivat de x poftim, ca și cum ar fi o funcție, da, are în 5 pe 2, 0 la stânga minus, dacă și pe urmă plus, f de x-ul aici, și f de 5 pe 2 e minus 1 pe 4. Voiam monotonia asta. A, da. Minus 1 pe 4, ca un punct. Scade și aici ce face? Scade. Da? Până în minus 1 pe 4. Până crește la 5 pe 2 încolo. Da. Cea mai mică pe care atinge minus 1 pe 4. Da. Și cea mai mare valoare plus minus infinit. Da. Da. Și acum, cum eu ți-am dat de la 0 până la 1, 1. E înainte. Tu... Înainte de ce? La 0 la 3. La 3 a doua. Da? De la 0 la 3. Tu repede aveai să vezi valoarea funcției în 0. Și în 0 e 6. Valoarea funcției aici și este 0. Și atunci vezi repede că ai și un minimum, minus 1 pe 4. Și de fapt noi iau amândouă intervalele și 6 minus 1 pe 4. Le iei 6 și între 6 și 0 e cea mai mare valoare dintre capete. A, da. Maximă dintre ele. Iar cea mai mică valoare e atinsă, minus 1 pe 4. Și atunci im de F egal cu intervalul minus 1 pe 4, da? 6. Da. Minus 1 pe 4, 6. Da. Dacă îți dau im de F, im
de IF pentru 3, 3, 5, în 3 este 0, în 5 vezi cât este, și se vede că nu mai punctul de extrem este curat în interval. E crescătoare. E crescătoare și atunci im de IF va fi 0 și cât este în 0 și cât va fi în 5. Da. 0 și cât va fi în 5? 25, 26. Da? Gata șmecheria? Da. Ai înțeles-o foarte bine acum, nu? Da. Deci nu te ceri cu oricine. Da, nu mai ai nicio dubie, pentru că ai înțeles ce anume se vrea. Intervalul în care se găsesc y. Nu? Da. Oglinda. Da, da. Perfect. Bun. Dacă am... Și acum să facem să întoarcem la, să ne întoarcem la funcția ta. Să vedem, să începem cercetare, să vedem. Când îți dai seama, nici eu nu, nu știam că tu vii cu chestia asta. Trebuie să văd. Am vrut să punem la punct ce înseamnă IMDF. Da. Da? Asta am vrut. Vedem. Bun. Deci, ce ar trebui să fac eu? F de IR. Da? Am să anotat cu I egal cu F de IR egal cu cine? Adică, dând lui X ori toate, toată axa reală, Y-ii probabil nu se duc, se plimbă într-o zonă în perioada asta. Pentru că văd aici 4 la X, 6 la X, 9 la X, dar aici numai adunare. Deci, aproape, cred că e ceva cu subunitar, mă gândesc eu. Da, e. Așa, e cam mult interval. E mai mic ce ce. Da? Așa simt. Deocamdată n-am nicio idee. Dacă facem și o limită la plus, la minus? Sigur că ne-ar ajuta, ca să vedem... Ar fi unul limitat sau că avem același grad, zic. Cum? Cum? Chiar așa, bine vorba. Hai să facem ca la plus, minus, e bine. Deci, limită. Pentru x tind de la plus, minus infinit. Hai să la plus întâi și să vedem dacă e ceva deosebit dintre 4 la x plus minus 6 la x plus 9 la x supra 4 la x plus 6 la x plus 9 la x. Cât face limita asta? Păi mai face-o tu. Ea zice că am 9 la x și sus și 9 la x și 1. E aceeași. Scoatem 9 la X factor forțat. Da. Baza cea mai mare. Nu, nu, nu mergem așa. Da. Ca și cum ar fi X, X pătrat, polinomială. Da. Ci 9 la X scoatem factor. Și sus și jos. Și o să avem limită. Pentru X tind de la plus infinit. Și de ceva subunitar. 9 la X pe lângă 4 pe 9 totul la X. Minus 6 pe 9. Totul la x plus 1. Da? Supra 9 la x pe lângă. Supra 9 la x pe lângă. 4 pe 9 la x. 4 pe 9 totul la x. Plus 6 pe 9 la x. Plus 6 pe 9 totul la x. Plus 1. Plus 1. 9 la x cu 9 la x se simplifică. Da. Celelalte 4 tind la 0. Deci astea toate tind că sunt unitare. Și vine 1 pe 1. Limită 1 pe 1. Deci la plus infinit e 1. Da. La minus infinit. Deci limită. Pentru x tind de la minus infinit din 4. 4 la x minus 6 la x plus 9 la x totul supra 4 la x plus 6 la x plus 9 la x egal cu limită când x tind de la minus infinit și facem același lucru și tot unul de. Nu? Aici e problema. Păi, 1... A, nu! Ceva la minus infinit de 0. Un număr subunitar la minus infinit. De plus... Plus de, infinit, nu? De plus infinit, că se face. Schimbă, da, da. Că e la minus, se schimbă semnul. Da. Așa, noi nu o să mai scoatem pe 9 la X, îl scoatem pe 4 la X, pe cel mai mic. Ah, da. Nu? Da. Asta ar fi șmecheria. Deci egal cu limită
pentru x tinde la minus infinit, din 4 la x pe lângă 1. 1 minus 6 pe 9 și pe 4. 6 pe 4, totul la x plus 9 pe 4, totul la x. Supra. 4 la x pe lângă 1 plus 6 pe 4 la x plus 9 pe 4 la x. Plus 9 pe 4, totul la x. Și cum x-ul tinde la minus infinit, 4 la x cu 4 la x se termină și va rămâne 1 minus 6 pe 4 la minus infinit. Hai să luăm deoparte ca să înțeleg toată lumea. 6 pe, adică 4 pe 6 la minus infinit egal cu 4 pe 6 la infinit. Adică face 0. Da. Da? La fel, 9 pe 4 totul la minus infinit face 4 pe 9 totul la infinit și face tot 0. Și atunci limita va face din nou 1, da? Da. Cu alte cuvinte, spunem că f de r și la plus infinit face 1, la minus infinit face 1. Asta deci, spune că are un minim, un maxim pe acolo, că da. Numai așa 1-1 ce se duce și repede. Așa, ne trebuiește foarte repede, ne trebuie, după ce am studiat chestia, prima derivată. Și pe urmă, să vedem punctele extreme la derivată. Deci, zicem și noi, f derivat de x este egal cu 4 la x ori logaritm natural din 4 minus 6 la x ori logaritm natural din 6. Vrei să văd că nu m-am curat să mai continui? E urât. Foarte urât. 9 la x logaritm natural din 9. Totul de mulțit cu da. Cealaltă nederivată. Doar de s-o simplifica pe acolo, să-l zice. Păi, hai să încercăm totul să încercăm. Că scoatem logaritmii. Nu, desfacem parantezele acolo, să vedem ce se întâmplă. Pentru că trebuie să spun un lucru. Nici alte idei nu prea. Da. Nici curaj mare să continui, nu am? Așa am făcut și eu acasă. Am calculat prima derivată, dar am văzut că, băi, ce urât dă. Trebuie să fie alt. Sigur că da, dă foarte urât, așa este. Și dar hai să... Ai abandonat-o ca da. Și mine. Dar e gata, cum eram eu gata să o abandonez, dar fiindcă nu mă pot agăța de altceva, mă gândesc că, că și cea de-a doua are cu logaritmi acolo. Da. Și poate să reduc termenul asemenea. Deci, hai să zicem așa. F derivat de x este egal cu 4 la x logaritm natural din 4 minus 6 la x logaritm natural din 6 plus 9 la x logaritm natural din 9, totul de mulțit cu cine? Cu 4 la x plus 6 la x plus 9 la x minus 4 la x minus 6 la x plus 9 la x, totul de mulțit cu 4 la x logaritm natural de 4. Deci totul de mulțit cu 4 la x logaritm natural din 4 plus 6 la x logaritm natural din 6 plus 9 la x logaritm natural din 9 supra totul supra a doua de jos la pătrat 4 la x 4 la x plus 6 la x plus 9 la x totul la pătrat totul la a doua. Și egal. Deci pe ăsta luăm și mulțim cu toți de aici, da? Da. Și face 4 la 2x logaritm natural din 4 logaritm natural din 4 plus 4 la x 4 ori 6 ori 6 la x, nu? 4 ori 6 tot la x. 6 ori 4, 24. 24 la x. 24 la x logaritm natural din 4 plus 4 ori 9, 36, da? Da. Plus 36 la x logaritm natural din 4. Și am terminat cu asta. 4 la x, da. Minus 24 la x. Minus 24 la x logaritm natural din 6. Posibil să dea ceva? Eu așa mă aștept. Minus 36 la x
Logar natural din 6, da? Da. Și minus 6 ori 9, 54. Minus 54, logar natural. E 6. Așa, 54x. Da, da? 54x. Așa. Cu 9 acum. Plus 9 ori 4, 36. Plus 36 la x. Logar natural din 9. Plus 6 ori 9, 54. 54 la x, logar natural din 9. Și 81 la x. Logar natural din 9. Da. Minus. De desubt scriu iarăși. Imediat sub ei ca să-i vedem. Da. Să facem un paralel, să simplificăm eventual. Minus. 4 la 2x. 4 la 2x, logar natural din 4. E bine? Da. 4 la x, 4 la x, 4 la 2x. Adică 16. Am lăsat de la 2x, lăsăm așa de data asta. Da? 4 la 2x, logar natural din 4. Apoi, minus, minus ăsta cu toți va veni cu minus acolo. Minus 4, 6, 24. Minus 24 la x, logar natural din 4. Nu, logar natural din 6. Urmărim. Da. Logar natural din 6. Nu. Hai să facem așa. Ăsta am mulțit cu toți ăștia. Da, ca să exact. Fie aranjarea perfectă. Da. Deci, minus 4 la 2 s-a fost bine. Da. Plus 6 ori, minus cu minus face plus, 6 ori 4, 24. Plus 24 la x logar natural din 4. Și minus 9 ori 4, 36 la x, logar natural din 4. Bine? Până da, aici. Da. Acum, cu 6 îi mulțesc pe ăștia toți. Da. Minus 24. Minus 24 la x logar natural din 6, plus, că e minus, minus, plus, da. 36 la x logar natural din 6, și minus 6 ori 9, 54 la x logar natural din 6. Și am terminat și cu logar natural 6. Acum cu 9. Minus 9 ori 4, 36 la x logar natural din 9. De acord? Da. Plus 54, 6 ori 9. 54 la x logar natural din 9. Și minus 81 la x logar natural din 9. Vedem ce se reduc. Deci ăsta cu ăsta. Da. Ăsta de aici cu ăsta. 36 logarit de 6 cu 36 logarit de 6. Ăsta logarit de 9, logarit de 9 și ăsta de aici, ultimul. Ce mi-a rămas? Mi-a rămas 2 de al de 24 la x logarit din 4. Scoate pe logarit din 4. Dați 2 de ăștia. Da. Da. 2. 2. 2 ori 24 la x logar natural din 4. Minus 24 la x. Minus 2 ori. 2 ori 24 la x logar natural din 6. Minus 2 de al de 54 la x logar natural din 6. Așa este? Da. Și atât. Ah, nu. Și mai 54. Sunt 2 de al de 54 plus 2. Da. 50. De al de 54 la x logar natural din 9. Și acum la printr-un 2 peste tot. Ah. Printr-un 2 peste tot. Asta e egal cu 0, știi că luăm numărătorul egal cu 0 la derivat, ca să se vede ce. Da. Și apare. Dăm 24 factor. Văd aici, da, 24 la x. Logaritm natural de 4 pe 6. 24 la x, pe lângă logaritm din 4, minus logaritm din 6. Adică logaritm natural din 4 pe 6, adică da. 2 pe 3. Da. Din 2 pe 3. Să dăm minus, sau să scoatem cu plus, hai zice plus.
54 la x, pe lângă logaritm din 9, pe logaritm de 6, nu? Da. Ori logaritm natural. De 9 pe 6. 9 pe 6, adică 3 pe 2. 3 pe 2. Da. Egal cu 0. Hai, și astea sunt 1 supra celălalt. Nu. Hai să ducem... Scoatem un minus în față, de la 1. Din ei. Scoatem un minus în față de aici și, da, și ar fi 2 pe 3, nu? Da. Deci vine 24 la x logaritm natural. Minus 54 și... Din 2 pe 3. Da. Minus 54 la x logaritm natural din 2 pe 3. Da? Egal cu 0. Împărțit pe logaritm natural din 2 pe 3. Da. Este un număr. Și apare că 24 la x egal cu 54 la x, da? Da. Adică x egal cu 0. Deci. Wow! Deci în 0 avem punct de extrem. Avem un punct de extrem. O să vedem, este maxim sau minim. Jos nu poate să fie decât pozitiv, că e pătrat. Deci nu suntem... vrei să vezi semnul derivativ, nu? Da, da. O să vedem în 1 sau în minus 1 cât e valoarea și acum ne dăm seama foarte repede. Sigur avem un punct de extrem și atunci știi cum vine de ce da, vine? Da, da, că 1 egal cu 1, doar atât. Atât. Că dacă faci raportul egal cu 1, mai la 0. Eu nu mă spun, uite, la 0 faci 1. Bun. Și acum, în tabelul de variație, cum zice voi aici la funcția asta, x și care vineau de la minus infinit la plus infinit, la 1 limita mi-a dat 1, da, la minus infinit e 1 și la plus infinit e 1. Da. În 0, valoarea funcției în 0, apăne 4, nu, 1 minus 1, 1. 1 pe 3. E 1 pe 3. Este un punct de maxim. Da. Eu, pardon, e un punct de minim. Da. Un minim. Da. Deci nu mai trebuie să ne batem capul. Și atunci, im de el este 1 pe 3, 1. Cea mai mică, unică, da, nu mai altă rădăcină. Da. 1 pe 3, 1. Terminat. Cred că este, sigur. Im de f, da, este 1 pe 3, 3 egal cu 1 pe 3 și respectiv 1. Interval închis, da? 1 pe 3, 1. Foarte tare. Dai la, la 1 deschis. 1 deschis, da. La 1 deschis, e corect, că nu, la minus e bine și la plus e bine. N-am, nu mă pot duce că m-am dus la 0. E la limită. Da, asta. Da. Deci deschis, obligatoriu deschis. Deci im de f pentru axa reală egal cu intervalul 1 pe 3 închis stânga și 1 deschis. La asta trebuie să aflăm. Hai de voie să mai reflectăm un pic, că nu, eu nu vine să mai despart de ea. Am încet un pic. Hai să vedem un pic. Ce a fost nevoie să înțelegem mai întâi? Să înțelegi înseamnă imaginea unei funcții, nu? Unui interval, a unei mulțimi, printr-o funcție dată. Să vedem care că este... e cea mai mică și care e cea mai mare valoare. Sigur. Deci când e vorba de a face im pentru tot domeniul, e o altă problemă. Da. Când ai o submulțime a domeniului, da, e o altă problemă. Dar totul se reduce la a puncte cerceta dacă în zona aceea ai puncte de extrem. Ai abscisele punctelor extreme. Aici și acolo, în zona aceea. Da? Da. Și atunci tu trebuie să vezi câți x ai, cum apare în extreme. Și faci numai atât. Dacă era două rădăcini. Făceam în punctul ăla, în punctul cealaltul, citeam valorile și vedeam. Dacă tu te placezi acolo, e clar. Asta e tehnica de lucru. Deci nu mai stă pe gânduri. Aici când s-a pus problema să fac derivata, nu prea aveam curaj, ai văzut, nu? Da. Mai simțită, băi, vine să abandonez. Da, abandonez pe asta, dacă am altă idee. Da. Păi nu aveam o alta. Atunci nu aveam altceva de făcut mai bun decât să mă apuc de lucru. Foarte tare chestia. Foarte interesant. Nu? Mai amână. Cum facem? Avem de aflat suma soluțiilor unei ecuații de genul ăsta. Dar că nu-i fracție. O vedem.
știu dacă putem face. Dar credem că o putem face. Până când ne apucăm să intrăm în problemă, trebuie să avem stare de bine. Dacă n-ai starea asta că poți să o faci, da, dar în același timp și cu anumită rezervă, ca să te poți mobiliza, e ca, la, ca un halterofil. Halterofilul, când se apropie de halter aceea și încearcă să o smulgă, el crede că poate. Da. Deși e foarte dificil. Dar dacă are un, pe o clipă un sentiment de neputință, nu mai are nicio șansă. Da. Are nicio șansă. E, psihic. Da. Este bătăgă la psihic. Mare discuție. Da, asta a fost chiar faină chestie. Foarte frumos. Asta de politehnic, în general, sunt așa interesante. Da, vezi, să caut oameni care trebuie să construiască avioane. Veneam în avion din state când, mă rog, m-am îmbarcat în Redmond și mă gândeam, câtă matematică e acolo. Doamne, câtă matematică. Atâta precizie. Totul e pe spor matematic. Da, instrumentul. Și fizica se bază tot. Păi, dar n-ai instrumentul matematic, n-ai făcut nimic. Da. Totul e instrumentul matematic. Mă uitam că până și are lucru mecanic, toate astea se calculează cu minte. Deci totul este matematic. Îți povestesc mai ceva în două minute. Deci la fizică, acolo știu că a fost implementat prima oară integrală în fizică. Păi din de partea practică. Da? Da. Deci așa am prezentat eu, din nevoia practică, nu sunt așa... Exact. Trăsnei venit cuiva. N-a fost matematica prima oară. Nu, deci partea practică te împinge să te apuci să faci studii matematicine, să ridică pe deasupra și fac tot felul de chestii abstracte și ele se întorc înapoi în practică. E adevărat că Pitagora a descoperit prima oară ceva asemănător cu integralele? Nu știu să spun. Da. Cine nu știu, nu mă hazardez să spun. Probabil că da. Probabil că și-a gândit acolo de la area cercului, chinuindu-se tu cum a fost cu lungimea, dar să-ți povestesc ceva. Deci când am intrat eu la liceu, am făcut cel mai tare liceu din județul Bacău, liceu Podul Turcului. În ghilimele astea cel mai tare. Deci îți dai seama, liceu de 2 lei. La vremea aceea, când am început eu în 67 liceu, eu veneam de la un sătuc de acolo, de la o comună din Podul Turcului, se cheamă Frumușelu. Reușisem să impresionez complet pe toți profesorii de acolo. Spuneau ei că n-am mai întâlnit un elev atât de perseverent și atât de rău și atât de tornic. N-am luat niciun nou toată școala generală. Numai 10 până acum. Acum, 10 la nivelul acela. Da. Și când m-am dus la Podul Turcului, am fost pe prima cap de serie, să zicem, la admitere acolo. Dar treaba asta a creat așa o stare de între ei. Am fost patru cu aceiași medii. Da. Cap de serie, socotindu-mă cu cei patru împreună. Eu am fost al patrulea scris că eram cu ursul. Da. Dar locul întâi. Acum, probabil că discutam între ei, băieți, sunt și ăștia patru, foarte tare, vine ăsta de la Frumușelu, acum încă unul era dintr-un sat vecin, și doi care erau din Podul Turcului, aceia băieți, la școală din Podul Turcului, așa de acolo, la Frumușelu, nu prea. Ei, și am început la fizică, eu am un simț practic nativ, foarte bine dezvoltat, deci simțul practic. Da. Pipăi lucrurile, fenomenul fizic îl simt cum nu se poate mai bine. Și acum profesorul de fizică a simțit că eu sunt... Știu că m-a făcut un fel de asistent, am văzut. Da, m-a făcut... Deci a simțit că eu am o forță extraordinară și în timp ce preda lecția, se uită numai la mine. Cerea acceptul. Adică mimica mea, dacă îl însoțeam aprobându-i că e bine, era ok. Dacă nu, era complicat. Și așa l-am urmărit, până când l-am prins odată în clasa a 10-a. Și l-am ridicat de picioare, spus, nu, așa nu.
Și am muțit toată clasa, toți erau paralizați, cum nu se întâmplaseră. El și el a rămas țintuit locului. Ei, dar din clipa aceea, eu n-am mai fost socotit elev, ci am fost colaboratorul lui. Deci când avea o problemă și numele, băi, zice, nu mi-a să problema asta. De ce mie? În afară că simțea și el, avea și el fenomenul. Nu avea meu, poate, la nivelul lui. Dar n-avea instrumentul matematic. Asta vreau să semnalizez. Deci el nu știa, n-avea atâta pricepere la matematică, cât aveam eu. El poate dintr-un raport scotea, nu știa, da. Unul din ei, prostul celorlalți, mă spune, poate să ai și greșea. Și nu-i de răspunsul. Și el era nebunit. Da. Da. Și deci, a doua oară nu prea mai chef să le iei. Să... Sigur. Și dacă nu joacă tabla mulțirii, dacă n-ai învățat-o la timp, joacă feste toată viața. Atenție! Toată viața. Deci ori știi, atunci ai știi. Asta vreau să spun. Cu toate informațiile care trebuie să făcute la achiziționare la timp, trebuie să le ai atunci. Că altă dată ai altceva de făcut. Da. Alte noutăți. Pe, în final spun asta. Eram mai tare ca el, din cauza că de la matematică eram mai bun decât el. Da. Și dacă matematica e privită ca un instrument de lucru, exact cum atunci când vrei să desfaci o piuliță, îți trebuie cheia. Cheia. Matematica e cheia care desfaci. Da? Nu ai nicio șansă. Ei, așa trebuie gândit matematica. Un instrument de lucru pentru celelalte discipline. Da, dar știam asta de mult. Și te... Nu, adică fără matematică n-ar fi fizică. Fizică, chimie, peste tot. Da, informatică. Păi informatica, da, știi ce este? Este imensă matematică. Imens. I-am predat la liceu, acolo, la Măinești, și informatica. Deci, elevii mei, seria am deschis-o în 92, informatica, și am predat numai eu informatică. Și am avut rezultate excepționale, că am luat locul 2 pe țară, deci calificare la națională, da, și matematică și informatică. Dar ce făceam? Eram cel mai dotat din Moldova, aveam calculatoare cu petroliște așezase, trebuie cu directori acolo care mă ajutasele, și avem calculatoare, aveam 7 calculatoare în 92. În 92 n-aveau, Iașu avea liceu de informatică doar 2. Și noi la clasa asta care am format-o și am pornit, eram în aceeași sală, faceam și matematica și informatica. Și atunci când ceva nu mergea, găseam de la matematică o problemă, îi descopeream algoritmul, rapid scriam într-un limbaj, în Pascal, știu că lucram în Pascal, și verificam problema care era. Nu făceam, da, nu știam, informatic sau matematic, nu avea importanță. Important este că noi găseam, lucram așa, cum să spun, da, cu o plăcere extraordinară. Și acum să mă întorc, zi-mi problema ta. Fie S suma soluțiilor ecuației. Yes, suma soluțiilor ecuației. 6 la X. 6 la X. Plus 8 la X. Plus 15 la X. Egal cu 9 la X. Plus 12 la X. Plus 10 la X. Da. Și suma aici am intervale. Trebuie să văd cam unde se încadrează. Deci suma soluțiilor, ce îți dă ție ca variante de răspuns? Îmi dă cuprins între 0, 1, cuprins între 2, suma, 3. Suma asta e cuprins între 0 și 1, nu? Da. Așa sau... vrea să spun, nu? Suma soluțiilor. Da. Sau între 2 și 3. Astea sunt variantele. A mic, B mic. Între 2 și 3. Deschis 2, închis 3. Deschis 2, închis 3. Așa. 1, deschis 3 pe 2, închis. 1. Interval, da. 1, 3 pe 2. Închis. 1, închis, 3 pe 2, închis. Deschis 1 și... Așa. 3 pe 2 și 5 pe 2. Doar la 5 pe 2 închis.
5 pe 2 și 3. Deschis 5 pe 2 închis. Deschis în ambele capete. Și 3. 5 pe 2 și 3, da? Da. Și S mai mare sau egal cu 3. Mai citesc o dată program. Fie S suma soluțiilor ecuației. Asta, 6x plus 8x plus 2. Așa? Decideți dacă A, B sau C sau... Da. 6, 8, 15, 9. Interesant, nu? 12, 10, foarte tare. Soluțiile nu prea le putem afla. Nu. Nu. Așa. Dacă încercăm să dăm niște valori în intervalele alea, ajută sau? Să vedem dacă se apropie cât mai mult să fie. 6 și cu 8, 14 și cu 15, 29. Și aici 22, 31, nu? Da. Nu-ți dă același lucru. Nu, da. Pentru 1 mă gândeam. Da, da. Pentru 0 ar merge. Pentru 0, da. 3 egal cu 3. Deci o soluție este x egal cu 0. Da. Care nu prea influențează. Da. Acum, trebuie să vedem dacă are mai multe soluții. Da, să zic, e injectivă sau... E bine greu să-ți dau răspunsul. Că dacă duc tot într-un singur membru și notez cu f de x funcția aceea, am și cu minus și cu plus. Exact, exact. La asta mă gândesc. Și treaba nu mi-e deloc la îndemână. Și atunci, să mai vedem noi, între 15 și 12 e 2, nu? Diferența. 3. Între 10 și 8, iar e 2. Între 9 și 6, 12 și 15 e 3. Da. 3. Între 6 și 9 e 3, între 10 și 8 e 2. Să găsim o... Mă gândesc să fac un Lagrange. Adică aia cu f de b minus f de a. Supra b minus egal cu f derivat de c. Da. Nu știu deloc să le aplic. Știu câteva, dar nu știu când să le aplic. Deci asta e o treabă complicată. Nu am același interval. Vezi, la două am în distanța de 3. Dar la altele, la a treia, e distanța de 2. Și... Și de la 8 la 15? Păi dacă de la 8 la 15... E destul de urâtă. Povestea rămâne asta, să vedem dacă admite o singură soluție, nu? X egal cu 0. Că... Da, 0 e deschis intervalul în 0. Nu. Dacă admite o singură soluție, atunci suma este 0, este 0, e valoarea. Da, dar nu e niciun interval. Și 0 nu se află nici în niciun interval, nu? Da. Și atunci înseamnă că ar trebui să mai fie alte soluții. Da. Deci, o primă observație. Avem două sau mai multe soluții? Cel puțin două, nu? Da. Așa. Bolțanu sau... Să luăm pe intervale mici, Bolțanu.
să vedem dacă se schimbă. Dacă aveam numai două, merge așa? Să luăm fiecare interval și să vedem f de b ori f de a. Să mergem pe intervale mai mici, să vedem dacă avem... Dar nu, probabil nu știu. Ia să vedem dacă aș avea de rezolvat ecuația asta. 3 la x plus 4 la x egal cu 5 la x plus 6 la x. Deci 3 la x plus 4 egal 5 la x plus 6 la x. Și atunci aș aranja așa. 5 la x la asta răspunsul 3 la x. Poftim? La asta x-ul e 3, cred. Soluția? Da. Nu, 3 la x plus 4 plus 5 la x plus 6 la x egal cu... Da. Nu, 3 la x plus 4 la x plus 5 la x păi egal da, cu 6 la x. Păi da, da la celălalt. Aici, așa, aici am 3 plus 4 egal cu 5 plus 6. Da. E altă soluție, nici nu știu dacă... aceea care știai tu, 3 la x plus 4 la x plus 5 la x egal cu 6 la x. Asta e. Asta e x egal cu 3 soluții. Da. Când împărțim pe 6 la x, funcția bijectivă, injectivă, admite, sunt unică soluții. Da. Dar aici, dacă zic așa, 5 la x minus 3 la x... egal cu 4 la x minus 6 la x. Egal cu... 6 altfel. Minus aici, dacă aș spune așa, minus 6 la x, atunci ar fi egal cu 6 la x plus 4 la x. Nu-mi place. 3 la x. Cum vreau să așez să fie într-un limbaj de asta, că să nu ne... Ei ne-au scris mă uită la final. Ei au încercat să le scrie pe fiecare prima 2 la x ori 3 la x plus... Da, dar numai dacă... Și vine ceva da. În funcție de 3 la x, 5 la x și 2 la x. Da, dacă se așează așa o chestie, să fie acolo cu produse... Da, și să dea un produs egal cu 0. Deci 2 la x ori 3 la x plus 8, e 2 la 3x, nu? 2 la 3x, da. Plus 3 la x ori 5 la x, minus 3 la 2x, minus 2 la, 2 la 2x ori 3 la x, și minus 2 la x ori 5 la x, egal cu 0. Și sigur, dacă s-ar aranja două paranteze mulțite, egal cu 0, pe acolo discutăm. E un produs egal 0, fiecare pe rând egal 0. Dar cum... Ei spun că a doua soluție 2. Cum? Zic? Zic că a doua soluție 2. Da. 0 și 2, nu? Da. 2. Da, până stai să calculezi. Păi da, dar nici nu am așa motive să zic eu, da. Norme și altele, acum zic da, ei. Exact. Dar aici, dacă noi reușim performanța să vedem un produs de două paranteze, treaba e deșteaptă, egal cu 0. Da. Să dăm factori. 2. Să grupăm și să vedem da. Ce putem scoate în factori. 3 la x aș avea până aici, nu? Da. Deci 1, 2, 3, 4. Da. Da. Să rămână și cu 5 la x ca să... Doar 2 sunt care au 5 la x. Da. Eu cred că să lăsăm pe ăsta și cu ăsta ca să scoatem 5 la x în factor. Acolo dacă ia... A, nu. Da. Așa ar veni? Să scoatem...
5 la x. Da, pe lângă 3. Hai să scoatem întâi 5 la x, să nu te... 5 la x pe lângă... 3 la x minus 2 la x. 3 la x minus 2 la x. Ah, da, am înțeles acum. Și de... să mai rămâne de undeva tot 3 la x minus 2 la x. Sigur că da. Să vedem ce echipă să mai facem care să rămâne tot 3 la x minus 2 la x. Și să scoatem... scoatem un 2, 2 la x ori 3 la x? Dar nu, nu. Un 3 la x să scoatem. Un 3 la x între cine? Undeva să avem 3, dacă scoatem 3 la x, nu să avem 3 la 2x. Da, nu merge. 2 la x. Atunci 2 la x avem merge aici. Sigur. Și rămâne un 3 la x. Și din ultim. Și, cu, și dacă scoatem 2 la x... Nu merge. Nu merge. Să scoatem un 2 la x sau 3 la x? Dar nu. 2 la x. Deci, hai să-i tăiem pe ăștia doi care i-am rezolvat, da? Da. 3 la x. Ba da, merge 3 la x. Dintre am cine? A, ba da, dintre 2 la x ori 3 la x și minus 3 la 2x și un minus un factor. Să dea același lucru. Și scoatem minus 3 la da, x în factor. Da. Deci minus 3 la x pe lângă. 3 la x. 3 la x minus 2 la x. Da. Și tai și pe ăștia. Dintre cine și cine? Din 2 la x, 3 la x a, da, a zis. Și minus 3 la 2x. Și minus 3 la 2x. Și din ăștia 2 să scoatem 2 la 2x. 2 la 2x, da? Da. Chiar minus 2 la 2x. Da, da. Minus 2 la 2x. Pe lângă 3 la x, cred că minus 2 la x, e bine? Da. Egal 0. Și acum paranteză o dăm factor. 3 la x minus 2 la x în factor. 3x minus 2 la x. Pe lângă 5 la x. Minus 3, minus 3 la x. Minus 2 la 2x. Minus 4 la x. 4 la x. Egal 0. Ce porcărie. Și un produs egal 0 pe lângă egal egal 0. 3 la x. La prim, din prima este 0. 2 la x egal 0. Asta înseamnă că x egal cu 0. Și din cealaltă, 3 la x plus 4 la x egal cu 5 la x. X egal cu 2. Da. Hai că asta nu prea a fost serioasă. Nu prea. Adică a fost o ecuație de așa știută, asta, da, care furnizează pe x egal cu 2, și o mulțit cu 3 la x minus 2 la x, care observă 0, și o ieșit răsnaia asta, da, la care acum îți pui mintea, dai de toți pereții, ca să poți să vezi niște chestii destul de speculative. De și acum ai cuprins între 2. Sigur că da. 0 și cu 2, 3 pe 2 și 5 pe 2. 2, unde este cuprins? Între 3 pe 2 și 5 pe 2. Ștern. Asta e răspunsul. Dar mai rămânem un pic. Da. A fost doar o șmecherie de asta care te pune pe butuci, cum să spune. Nu. Pentru că tu încerci, eu încercam așa ceva cu un Lagrange și nu mai amintem eu așa. E vorba de faptul că scrii... Puteți da un exemplu? Da. Se aplică? Uite acum mă gândesc. 3 la x... Nu, 4 la x minus 3 la x egal cu 5 la x, nu, sau să zic 7 la x minus 6 la x. Ea se referențe de un interval, de 1. Ea se așează ca să o prezinți cuiva, să-l bagi în ceață. Ăsta cu minus 4 aici și ăsta cu plus. 4 la x plus 6 la x egal cu 7 la x plus 3 la x. Da. Tu așa eu dai, da, la un prieten de-al tău. 4 la x plus 6 la x, 7 la x plus 3 la x. Dar nu știe să facă nici pe prima, vă garantez orice prieten. Bun. Când e dat-o așa, el rămâne să o atășeze așa. Deci o așează în varianta asta, după care zice Lagrange ce spune? Fie dată o funcție f, depinde pe intervalul
AB și F derivabilă cu valor linear și F continuă pe închis. Da. Da. Și derivabilă pe deschis. Derivabilă pe deschis. Fără să fie capete egale cu modul la rol, atunci rezultă că există C care aparține interiorul intervalului AB, cel puțin un C, care, așa încât F derivat de F, C, F... Da, e bine, egal cu F de B minus F de A. Deci așa încât F de B, hai să luăm așa, F de B minus F de A, supra B minus A, să fie egal pe F derivat de C, nu? Da. Asta de ce la garaj. Și eu am, de fapt, F de B. Stai să vezi acum, foarte, foarte tare. Gândim funcția F de T egal cu T la X. Deci funcția pe care o luăm este T la X, unde, odată, cazul întâi, T aparține intervalului 3, 4, așa de liberal, da? Și atunci, conform lui Lagrange, funcția T la X face toate condițiile, satisface asta, da? Da? Și derivabile și continuă. E așa, și atunci există un C1 care aparține intervalului închis 3, 4, așa încât F derivat în C. Așa încât F de B, adică ce înseamnă F de B? E 4 la X. Nu? Asta înseamnă F de B. Da. 4 la X minus 3 la X. Supra 4 minus 3. Adică 1. Să fie egal cu F derivat în punctul C. Da. Adică ce înseamnă F derivat? Derivăm în variabla T. X-ul ca un exponent coboară în față. Logaritmul nostru al T. X. Hai. X. Da, invers. X. Ori. C1 la X minus 1. Că este vorba de derivata în punctul C1 acela, da? Da. Și derivata este X ori T la X minus 1 și pe T înlocuim cu C1. X ori C1 la X minus 1. Da. Unde C1 aparține? Cui? 3, 4. Da. Așa. Cazul 2, tot aceeași funcție, dar pentru T acum aparține intervalului, care? 6, 7, nu? 6, 7, da. Da, 6, 7. Atunci, 7 la X, minus 6 la X, nu așa? Da. Egal cu egal. X, ori C2, la X minus 1. X ori C2 la X minus 1. Da. Adică tot așa derivata de acolo, dar în loc de T până acum C2-ul. Da. Este derivata în punctul C2, despre C2 aparține cui? De la 6 la 7. Da. Și noi am avut egalitatea care? Ce ecuație aveam de făcut? Am avut egalitatea 4 la X minus 3 la X. A, și egalitatea egal asta. Egal cu 7 la X minus 6 la X, da? Asta am avut noi de fapt. Da. Dar asta e echivalentă, după Lagrange, că X ori C1 la X minus 1 egal cu X ori C2 la X minus 1, da? Da. Unde C1 aparține între 3 și 4, iar C2 aparține între 6 și 7. Ca egalitatea asta să aibă loc, înseamnă că x1 egal cu 0, că duc tot într-un maiuscul pe x factor. Da. Sau c1 la x minus 1 să fie egal cu c2 la x minus 1. Cum c1 și c2 sunt diferite, că una e 1 între 3 și 4. Da, trebuie să fie tot 0 sus, adică x egal cu 1. X minus 1, x egal cu 1.
Și ecuația are doar două soluții. 0 și 1. Aplicăm la Lagrange. Și 1 merge? Da, și 1 merge. Și 1 merge. Dacă 0 și 1. Dar... 0 și 1. Da, genial. Da? Asta înseamnă... Chiar nu știam unde se aplică Lagrange. Da, în ținul de rezolvare, două ecuații exponențiale, une ecuații exponențiale așa ciudate. Da. Însă aranjarea te duce în același interval. Dar nu mergea pentru 3 termeni. Că... Pentru TNT asta mă scotea din cursă. Da. Deci eu m-am vrut să mă duc spre Lagrange. Este F de B minus F, F de C minus F de B. Ai înțeles? Da. Nu mă lipeam de problemă. Și atunci am rămas blocat. Zic, băi, ce se întâmplă, băi, ce Lagrange, nici nu merge ca asta. Altceva. Și altceva a fost ideea pe care ai spus-o tu, aceea că trebuia să grupăm, să scriem acolo cu putere. Da. 10 și cât? Și un sfert. Și un sfert. Ne oprim. Da. Ne oprim, nu mai, gata, nu mai pot trage de mine, că-s praștie de o seara.